Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună și în această ocazie. În emisiunea de astăzi vom discuta despre alergii. Din păcate, viața noastră uneori este afectată de aceste manifestări neplăcute. Așa că am ca invitat în această ocazie pe doamna doctor Ciobanu Gianina, medic primar alergolog și imunolog clinic. Bine ați venit! Bun găsit! Mă bucur pentru invitație! Doamna doctor, cu ce se ocupă această știință medicală sau această ramură a medicinei și anume alergologia? Noi ne ocupăm de depistarea bolilor, bolilor alergice, cu tratamentul acestor afecțiuni, cu consilierea pacienților alergici, pentru că ei de multe ori sunt privați de anumite tratamente medicamentoase sau de anumite investigații, tocmai pentru că sunt alergici și ne ocupăm de spectrul acesta. De asemenea, avem în grijă și pacienții care au probleme de imunologie clinică, cei care au deficite imune și sunt supuși la tot felul de infecții severe de multe ori. Ne ocupăm și de partea aceasta. Am înțeles. Ne puteți explica puțin ce se întâmplă sau care este mecanismul care se petrece în organism atunci când intrăm în contact cu un alergen? Fie o substanță, fie orice altceva. Alergenii sunt peste tot în mediu, dar nu toți suntem alergici sau nu toți dezvoltăm aceste reacții la diferite substanțe din mediu. Un alergic recunoaște o substanță alergică ca o substanță foarte... se dezvoltă o reacție de alertă a sistemului imun și de aici o serie de evenimente care duc la acele manifestări clinice obișnuite pe care le cunoaștem. Deci, o persoană alergică, atunci când se întâlnește cu o anumită substanță din mediul la care are această sensibilizare, dezvoltă aceste reacții pentru că ceva la nivelul sistemului imun este defect. Am înțeles. Ce nu este alergia? Ei bine, sunt mulți pacienți care vin să ne consulte și ne întreabă, știți, eu am făcut o reacție la expunerea la clor. Vă rog să mă testați la clor. Sau eu sunt alergică la mirosuri. Nu putem vorbi de alergii în sensul acesta. Aici e mai degrabă vorba despre o iritație a căilor respiratorii, pe care și o altă persoană sănătoasă ar putea să o declanșeze. Și mie se întâmplă să tușesc atunci când fac curățenie la baie și folosesc produse care sunt iritante respirator. Pe de altă parte, dacă o persoană prezintă o stare lipotimică atunci când are de-a face cu un abord venos, dar cineva încearcă să-i pună un tratament intravenos, abordează vena, și persoana respectivă aleșinat. Da, mai popular. Da, nu este vorba despre o alergie, de multe ori este vorba despre o sincopă vagală, o reacție a organismului. Și mie mi s-a mai întâmplat. Da, acum nu știu câți dintre pacienți nu sunt alergici la ac. Atunci când văd acul și mai ales că se îndreaptă către ei, fiecare avem așa mai accentuată sau mai puțin accentuată o anumită temere. Haideți să revenim la alergii. Care sunt principalele boli alergice pe care le întâlniți poate cel mai des sau și rar? De ce nu? Da. Printre cele mai frecvente sunt rinitele, care se pot combina cu rinoconjunctivitele, deci afectarea și oculară, rinoconjunctivite, rinosinuzite, astm, dermatitele atopice, ca să revenim din zona de patologie respiratorie pe sfera cutanată, dermatitele atopice, dermatitele de contact alergice, urticariile, cu diversele tipuri de urticarii, alergiile la înțepăturile de insecte, de
de exemplu, de albină, de viespe, alergiile medicamentoase și lista poate continua. Astea sunt cele mai frecvente. Da, e destul de lungă, din păcate sau din nefericire. Există o particularitate în funcție de vârstă, eu știu, a adulții sau persoanele în vârstă să fie alergici la anumite substanțe, copiii să fie alergici la alte substanțe sau să dezvolte altfel de alergii, alt tip? Am putea vorbi de o particularitate legată de vârstă pe anumite afecțiuni. De exemplu, copiii mai frecvent au de a face cu dermatitele atopice. Și la un copil la care se instalează o dermatită atopică, putem să vorbim despre un marș alergic, pentru că el după un timp va ajunge să dezvolte și patologie respiratorie, așa cum este rinita alergică sau astmul bronșic. Și în sfera populației pediatrice, pe zona aceasta putem să avem mai multe cazuri. În ceea ce privește adulții sau cu trecerea prin viață, apar și cu expunerea mai frecventă la substanțele medicamentoase, putem să întâlnim mai frecvent alergiile medicamentoase, de exemplu, sau urticariile. Ce vreau să vă întreb? Alergiile netratate sunt periculoase? Pot duce către alte afecțiuni? Sau dacă le tratăm cu indiferență, o să treacă și nu se întâmplă nimic? Dacă vorbim de, să spunem, de un episod izolat de urticarie acută, de cele mai multe ori el se rezolvă și nu lasă sechele, nu apar complicații. Dar dacă vorbim de anumite afecțiuni cronice, așa cum este astmul sau rinitele netratate, pot să aibă, să angajeze și alte, de exemplu, o rinită netratată corespunzător poate angaja și o rinosinuzită. De asemenea, nestăpânirea rinitelor pot în timp să angajeze și dezvoltarea astmului. De aceea trebuie identificate lucrurile și tratate corespunzător atunci când le depistăm. Am înțeles. De aceea încurajăm o vizită la medicul alergolog. Cu siguranță. Mai bine să vizităm degeaba un medic decât să ne pară rău mai târziu că am fi putut preveni lucruri mai grave și nu am făcut-o la timp. Sigur, lucruri mai grave ar putea să fie cele care apar la medicamente, reacțiile la medicamente și sunt cazuri izolate care pot fi fatale și trebuie bine lămurite lucrurile, dar opinia unui specialist este binevenită și pentru lămurirea acestor situații. Am înțeles. Cât de frecvente sunt alergiile în cadrul populației? Pentru țara noastră lucrurile sunt un pic mai greu de definit legat de frecvența patologiei în populație, pentru că studiile sunt mai greu de obținut. Dar ceea ce vă pot spune eu e din zona unde se fac studii pe la nivelul acesta pe populație. Cam una din patru persoane dezvoltă o anumită afecțiune alergică cu trend ascendent, adică în curând vom ajunge cel mai probabil la una din trei persoane. Am înțeles. Din păcate nu se reduce numărul alergiilor, ci acest număr crește. Nu. Poate că și datorită accesului la medicină, nu? Pe de o parte și diagnosticarea cazurilor mai precoce, într-adevăr, dar și expunerea la tot felul de factori de mediu și viața modernă pe care noi o trăim și pe care ne-o dorim. Poluarea, încălzirea globală, alimentele pe care le consumăm, faptul că stăm mai mult în interior și avem expunere mai mult la alergenii de interior. Sunt și acestea lucruri care pot să influențeze. Ați pomenit puțin de factorii de mediu. Am putea insista puțin. Care sunt acei factori de mediu care pot să determine alergii? Numim factor de mediu alergenele aeropurtate sau aeroalergenele. Și în categoria aceasta pot face parte acarienii din praful de casă, mucegaiurile, polenurile. Și dacă să ne referim la polenuri, este o gamă largă, începând de la arbori care înfloresc prima dată
primăvara și apoi rând pe rând graminele sau iarba cu spic, iarba de gazon, buruienile, ca să nu mai vorbim de prea binecunoscută ambrozie care ne face de lucru într-un anumit sezon. De asemenea, sunt și alergenele provenite de la animalele de companie. Pisica, în mod deosebit, dar și câinele, hamsterul. Părul de animale sau... Alergenul pe care animalul de companie le liberează și... Am înțeles. Spuneam mai devreme despre faptul că în ultima vreme și trendul este crescător, au crescut numărul alergiilor care au fost diagnosticate, iar așa cum spuneam, trendul este crescător. Să fie și alte cauze pe lângă aceea că unii oameni se prezintă acum la medic și atunci știm de cazurile acestea. Poate că în trecut omul ducea alergia aceea pe picioare, nu știa nimeni de suferința lui, la un moment dat se rezolva și nu era trecut acolo într-o statistică. Să fie și alte cauze pentru creșterea numărului de persoane alergice? Desigur, alergia și bolile alergice sunt o categorie de boli care fac parte din bolile civilizației. Spuneam de încălzirea globală. Ei bine, încălzirea globală a dus la prelungirea sezoanelor de polen. De exemplu, vă dau un exemplu, pomenisem de ambrozia, de polenul de ambrozie. Dacă ceva ani în urmă polenul acesta era mult mai restrâns ca semnificație, pentru că era sfârșit de august și un pic în septembrie și vreo 2-3 săptămâni, dacă persoana respectivă își lua un concediu și pleca undeva la mare, aproape că nici nu avea simptomatologie. Dar acum sezonul începe undeva spre sfârșitul lunii iulie, august, e concentrația foarte crescută în atmosferă, septembrie, și așa cum știm și cum ne-am obișnuit câțiva ani încoace, și octombrie este destul de cald și dacă mai dă o ploicică și mai înfrunzesc plântuțele, avem de-a face cu polenul de ambrozia, de exemplu, până de o brumă să topească plantele. Am înțeles, da. Cum putem să știm că o afecțiune respiratorie are în componența ei și ceva de natură alergică și nu e, nu știu, o simplă răceală sau altă formă de afecțiune? Spuneam de rinite. Ei bine, întâi și întâi trebuie să punem un diagnostic de entitate. Vorbim de o rinită. Ulterior, trebuie să vedem dacă rinita are și o componentă alergică, adică ne îndreptăm spre un diagnostic al cauzei, diagnostic etiologic. Diagnosticul etiologic îl face alergologul în privința aceasta. De multe ori pacientul se adresează pentru o rinită la medicul de familie, primește ceva tratament, poate îl vede și un medic specialist ORL sau poate direct la farmacie, dar pentru un diagnostic de componentă alergică, alergologul își poate pune, își aduce aportul. Am înțeles. Multe persoane se plâng că au imunitatea scăzută. Are vreo legătură imunitatea cu alergia? Nu știu dacă am discutat la începutul emisiunii, așa că puteți să ne spuneți acum. Da. Ei bine, imunitate scăzută nu e egal alergie. Nu de asta sunt alergic, pentru că am imunitate scăzută. Din contră. Și o să mai explic. Anticorpii pe care îi avem, de obicei, ar trebui să ne apere. Suntem obișnuiți cu ideea aceasta că anticorpii ne apără. La un pacient alergic, cantitatea de anticorpi este crescută, de anticorpi de tip IgE. Acești anticorpi, care sunt factorul decizional în declanșarea alergiei, sunt în cantitate crescută. Deci, ei, în loc să ne apere, ei ne provoacă niște greutăți. Deci, un pacient alergic nu putem spune că are o imunitate scăzută, din contră, este o imunitate alterată. Sigur, ne ocupăm și de pacienții cu imunitate scăzută și spuneam la început de cei cu imunodeficiențe. Este un alt capitol aici. Am înțeles.
Ce fel de teste pot fi făcute pentru a vedea care sunt substanțele la care suntem alergici, în așa fel încât să le evităm pe cât posibil pe viitor? Folosim mai multe tipuri de teste, dar așa, în linii mari, voi împărți teste care le putem face in vivo, adică cu pacientul sau pe pacient, și in vitro, teste pe care le putem lucra în laborator, recoltând probe de la pacient, probe biologice, sânge, și în laborator vom decela anumite lucruri. Ei bine, dintre testele pe care le putem face pe pacient, testarea cutanată este este pâinea noastră. Aici cu aceasta ne ocupăm în mod deosebit. Pentru alergenele din mediu, aeroalergenele sau alergenele alimentare, folosim testarea cutanată PRIC. Sunt niște lanțete pe care le utilizăm. Testarea nu este dureroasă, putem să facem și la copilași, dar, sigur, trebuie o anumită îndemânare, o anumită instruire a personalului care se ocupă și putem avea un diagnostic relativ rapid. Practic, în 20-30 de minute avem configurarea diagnosticului. Deci, testele care se fac pe pacient, celelalte teste care sunt de laborator durează mai mult? Durează mai mult, avem nevoie de o probă de sânge, de obicei sunt și mai costisitoare. Am înțeles. Testele acestea mai rapide, să le spunem, cutanate, pot să fie făcute de la orice vârstă până la orice vârstă sau au anumite limitări? Oarecum le putem face la orice vârstă, cu mențiunea că în ceea ce privește copilașii foarte mici, avem nevoie de o colaborare bună cu ei și de o anumită disciplină a lor. Uneori ne e greu cu vârstele foarte, foarte mici, sau depinde de la caz la caz. Pe de altă parte, la persoanele în vârstă, avem o problemă legată de reactivitatea cutanată. Pielea, dacă își pierde din elasticitate, nu mai reacționează. Nu mai reacționează la substanțele pe care le utilizăm, nici poate reacționează mai slab, inclusiv la controlul pozitiv pe care îl utilizăm pe piele. Am înțeles. Sunt riscuri vis-a-vis de testarea aceasta cutanată? La momentul de față, riscurile sunt minime, dar trebuie să ne gândim că într-o testare cutanată punem practic față în față alergenul, cauza, cu sistemul imun al pacientului și putem reproduce anumite manifestări care pot să aibă loc în mod natural. Ar mai putea să mai apară niște probleme la testarea la medicamente. Uh-huh. Și dacă o persoană a avut o reacție severă, poate chiar amenințătoare de viață, după utilizarea anumitor medicamente, aici ar putea să apară riscuri inclusiv la testarea cutanată. De aceea, cu înțelepciune, trebuie menegeriate lucrurile și găsită o soluție și pentru persoanele acestea. Am înțeles. Sunt contraindicații pentru această testare cutanată? Da, sunt contraindicații, și anume, dacă pacientul își administrează, să zic, anumite medicamente antialergice, antihistaminice, nu vom putea face testarea cutanată decât după o sistare corespunzătoare acestui tratament. Câteva zile va trebui să facem pauză pentru medicația respectivă și apoi pacientul va fi preluat din nou și testat. Testarea va fi nulă în condițiile unui tratament antialergic asociat. Pe de altă parte, dacă pielea are, nu știu, ceva cicatrici și elasticitatea nu este corespunzătoare, nu voi putea interpreta corect pe zona respectivă. Sau dacă pielea prezintă niște leziuni, iarăși nu putem interpreta corect. Nu pot să vin cu o testare pe o zonă care deja sunt reacții.
Am înțeles. Trebuie întâi să mă ocup de leziunile cutanate, să facem pielea bună de testat, să fie curată, liniștită, și apoi pacientul va fi preluat pentru testare. Am înțeles. Care sunt problemele de diagnostic? Ați vorbit puțin în ceea ce privesc testele acestea cutanate. Mai sunt și alte probleme care ar putea, eu știu, împiedica? Da. De exemplu, la un pacient cu urticarie și cu urticarie dermografică, dacă știți, anumite persoane pot să-și facă niște leziuni pe piele și practic să scrie pe piele. Asta înseamnă dermografism. Pot să scrie pe piele. Și numai o simplă atingere a pielii poate declanșa anumite reacții. O testare în cazul acesta mă poate împiedica de multe ori să pun un diagnostic corect doar pe testare. Și atunci avem altă soluție pentru a testa persoana respectivă și a vedea la ce anume? Coroborăm cu datele din anamneză, din istoricul pacientului, corelăm și cu celelalte teste pe care le avem la dispoziție. Sigur, există soluții și pentru categoria aceasta. Am înțeles. Este ok să facem teste alergologice pentru a vedea la ce alergii suntem predispuși? De multe ori mă întâlnesc cu pacienți care se adresează cabinetului nostru cu rezultate. Ei merg la laborator și vin la consultație cu temele făcute. Vin cu rezultatele și ne roagă să le interpretăm. Nu e chiar corect de abordat maniera aceasta, pentru că testele, dacă ne referim la testele din sânge, testele acestea ar trebui făcute la indicația medicului, dar de multe ori, cel puțin la noi în țară, sunt realizate la indicația pacientului. Pacientul merge la laborator, bifează acolo ce îi se pare interesant din lista de analize propuse de către laborator și apoi se adresează specialistului pentru interpretarea rezultatelor. Ei bine, în alergologie noi foarte mult punem accent pe interviul cu pacientul și pe datele pe care le obținem din istoricul pacientului. Dacă ceva din istoricul pacientului are legătură cu ceva din testele respective care au ieșit pozitive, putem să tragem o concluzie. Altfel, de multe ori ne putem încâlci. Pot să iasă și teste fals pozitive, pe care cum să le mai interpret și cum să îi mai scoți omului din cap, că el știe că este alergic la ceva. Am avut, de exemplu, o persoană, exemplele sunt multiple, dar mă refer la o persoană care avea pe testele de laborator făcute sensibilizare pentru cartof. Erau și altele, dar era și cartoful. Și zic, cartof mâncați? Da, mănânc, cum să nu? Cartoful e mâncare de bază în România, nu? După cum știm. Păi și apare ceva reacție după consumul de cartof? Nu apare nimic, n-am nicio problemă. Dar eu totuși sunt alergic la cartof, ce fac de azi încolo? Ei bine, de asta zic că trebuie interpretate lucrurile și în contextul clinic, pentru că dacă nu avem elemente care să fie sugestive, nu are rost să mergem și să facem să și să ne investigăm. Afecțiuni. Da, căutăm doctorul, întâi și întâi specialistul, și apoi cu o colaborare eficientă putem să găsim și cauzele. Am înțeles. Ați introdus deja următoarea temă de discuție. Sunt frecvente alergiile alimentare? Vorbeați de alergia la cartofi. Da. Ca exemplu, însă e larg spectrul acesta și sunt multe persoane afectate de alergii alimentare, la produse alimentare? În mod deosebit, alergiile alimentare sunt mai frecvente la copii. La copii și undeva spre adolescență se mai limitează frecvența acestor alergii alimentare.
asta este un lucru bun în alergii, pentru că odată cu înaintarea în vârstă mai scăpăm de niște lucruri, sistemul imun se mai maturizează și atunci mai dăm la spate anumite probleme. Cele mai frecvente alergii în sfera populației pediatrice sunt alergiile la lapte, la ou, la nuci, avocado ar putea să fie, țelină, fructe de pădure, căpșuni, în zona aceasta, fructele de mare. Se pot face anumite analize, teste la copii pentru ca părinții să știe de ce să-i ferească, să nu le ofere acele alimente la care poate că au... Da, atunci când apare o manifestare, să spunem o manifestare cutanată sau digestivă după consumul de anumite alimente, copilul se adresează specialistului și împreună găsim și putem să facem niște teste pe subiectul respectiv, pe speța respectivă. De exemplu, proteinele din laptele de vacă. E destul de frecventă situația aceasta. Se poate face testare cutanată, se poate face și testare din sânge, dar putem începe cu testarea pe piele. Am înțeles. Ce ar trebui să știe pacienții care suferă de alergie alimentare? Pacienții care suferă de alergie alimentare trebuie să știe sigur că este o alergie și nu o intoleranță. Pentru că de multe ori poate să fie o confuzie de termeni și aceste afecțiuni sunt încadrate ca alergii. Intoleranțele pot fi încadrate ca alergii. Și ajung anumite persoane la vârsta adultă și spun, eu am alergie la lapte. Păi și cum se manifestă? Păi când beau așa mai mult lapte, vreo 2-3 căni, atunci apar niște probleme, ori digestiv, ori pe piele. E bine, într-o intoleranță nu vorbim de un mecanism imun, cum este cazul alergiei, unde poate și cantități mici de alergen pe care îl ingerăm poate să ne dea probleme serioase. O intoleranță are legătură foarte mult cu cantitatea, deci este o... manifestările clinice au legătură cu cantitatea de aliment ingerată. Ingerat, exact. Am înțeles. Haideți să trecem la un alt capitol de alergii sau al alergiilor. Dar până acolo, până atunci, o întrebare. Se poate face șoc anafilactic de la alimente? Se poate. Da? Se poate. Am avut o pacientă, sunt cazuri multiple, am avut o pacientă, de exemplu, cu o reacție destul de severă după consum de kiwi. Și nu am mâncat un kilogram de kiwi. Am mâncat o bucățică atât cât era pe o... într-o salată de fructe, fructe autohtone, dar era și kiwi. Și era o feliuță de kiwi. La câteva minute distanță au început manifestările cutanate, mucoase, s-a umflat, a făcut angioedem. Angioedem înseamnă tumefiere la nivelul feței, buzelor, limbii. A început să nu mai poată respira, deci și manifestări respiratorii. A spus că se simte rău și a plecat spre casa ei. Stătea la 2-3 case distanță. Și când a ajuns acasă, a anunțat serviciile de urgență prin 112, pentru că era din ce în ce mai gravă situația. Când au ajuns echipajul de la ambulanță, s-au chinuit mult să-i prindă o venă, tensiunea era prăbușită și da, lucrurile, dacă nu acționăm rapid, pot să evolueze pe linie gravă. Așadar, ar fi potrivită recomandarea pentru persoanele care au anumite reacții la diverse alimente, cum ați spus, kiwi, de exemplu, sau altele, să ia legătura cu medicul alergolog și să vadă dacă e o alergie sau o intoleranță, în așa fel încât pe viitor
poate mănânci un fruct întreg de kiwi odată. Și atunci să fie mai grav. Exact. Da. Haideți să trecem la un alt capitol al alergiilor și acum să vorbim puțin despre alergiile la medicamente. Atunci când viața ne este pusă în pericol sau când sănătatea nu este așa cum trebuie, folosim uneori anumite substanțe sub formă de medicamente pentru a restabili sănătatea în organismul nostru. Însă, din nefericire, unele dintre aceste substanțe pot să declanșeze alergii. Ce ar trebui să știe sau să facă un pacient care este alergic la medicamente? Deci, întâi trebuie să se adreseze unui alergolog pentru a vedea dacă reacția pe care a făcut-o la administrarea medicamentelor respective a fost o reacție adversă sau, din cadrul acestor reacții adverse, a fost o reacție alergică. Pentru că, de exemplu, o reacție adversă, să zic, o cefaleie sau o diaree, pot să dea foarte multe medicamente, pot să aibă reacția aceasta. Dar trebuie departajate lucrurile și noi trebuie să știm reacția care a fost de natură alergică, mediată imunologic sau nu. Pentru că dacă a fost o reacție alergică, pacientul respectiv, dacă după o perioadă, să spun după un an, doi, va mai avea nevoie de medicamentul acela și îl administrează din nou, e posibil ca reacția să fie mult mai violentă. Acum nu știu cum se procedează, însă în trecut știu că pe foile de observație se nota alergic la penicilină, de exemplu. Dăm un exemplu, da? Sau la alte substanțe, ca să nu mai oferim alte exemple. Nu știu, există un registru de felul acesta, pentru că am cardul de sănătate și undeva în baza mea de date să figureze acele medicamente la care sunt alergic. Ferească Dumnezeu, poate cineva suferă un accident de circulație. Și atunci medicul vede că e posibil să dezvolte o infecție, îi prescrie un antibiotic și prescrie tocmai antibioticul la care este alergic. Și pe lângă nenorocirea accidentului și a tuturor traumelor care vin de aici, mai punem încă o presiune asupra organismului. Există asemenea... În țările civilizate, la capitolul acesta se stă mai bine, la noi se fac încercări. Nu suntem foarte bine puși la punct pe tema aceasta, dar pacienții care au problema aceasta cu medicamentele, de multe ori au acolo, în portofel, lângă buletin, au și listuța cu medicamentele la care au făcut reacție. Asta este un lucru foarte util pentru situațiile acestea în care, pacientul își pierde starea de cunoștință, poate nici familia nu este în priajmă care să poată alerta medicii și colegii care se ocupă la un moment dat de cazul respectiv. Da, e bună recomandarea aceasta și ar fi bine ca telespectatorii să știe lucrul acesta. Dacă sunt convinși și au date certe că sunt alergici la anumite medicamente, să le noteze undeva, pe aproape, pe lângă actele de identitate. Pe lângă buletin, da. În caz de necesitate și de urgență să fie acolo, în așa fel încât să nu fie mai rău decât e deja într-o situație de felul respectiv. Corect. Ce se întâmplă când, în urma administrării unei substanțe, facem o reacție alergică, iar după o perioadă folosim aceeași substanță și nu mai facem nicio reacție nedorită. Da, poate este chiar vorba despre acea reacție adversă și nu reacție alergică. Pentru că dacă noi mai uităm în viață, sistemul imun are memorie imunologică. Și ține minte. Și după un timp, când reapare contactul cu substanța respectivă sau la o nouă expunere, sistemul imun își aduce aminte, își cheamă celulele, mediatorii și se declanșează reacția nedorită. Dar în reacțiile adverse de care spuneam, într-adevăr, iau la un moment dat o anumită substanță, fac o reacție,
după un timp reiau administrarea și nu mai este nicio problemă. Poate că o tolerez mai bine. E posibil ca în prima situație să fie și anumiți cofactorii, numim, nu știu, să spunem, o infecție respiratorie pentru care administrez un antiinflamator, plecând de la banala aspirină, dar sunt și alte variante. Administrez un anumit antiinflamator, fac o reacție la antiinflamatorul respectiv, ulterior mai am nevoie de antiinflamator, că nu știu, nu mai sunt răcit, dar mă doare un genunchi sau mă doare coloana. Reiau administrarea de antiinflamator și poate că nu mai am la fel aceeași reacție. Deci depinde și de contextul în care sunt acești factori. Am înțeles. Revenim, deși am vorbit puțin despre lucrul acesta. Există situații fatale sau letale în cadrul alergiilor? Vorbeam despre șocul anafilactic. Există situații, sigur. Revin și aici cu un exemplu care îmi vine acum în minte. Am avut o pacientă cu o reacție la un antibiotic, e destul de cunoscut, amoxicilina, pe care o administra pentru un absces dentar. Uh-huh. Și doamna aceasta a făcut un an înainte tratament, a început, a avut o tentativă de tratament cu amoxicilină, a dezvoltat o reacție cutanată, urmată de o reacție sistemică, cu scădere, cu prăbușire de tensiune arterială și cu stare lipotimică. A mers la spital și prin serviciile de urgență s-a rezolvat episodul respectiv. Trece un an. Pacienta n-a mai știut de episodul pe care l-a avusese. Iarăși are un absces dentar și ce să dăm? Ei, ce să dăm? O rețetă cu amoxicilină. Doamna n-a mai spus nimic că avusese un episod similar. Ia din nou amoxicilină, de data aceasta mai repede s-au declanșat aceleași evenimente și mai, cum să spun, riscul de a dezvolta reacții mai grave este mai frecvent de la readministrări. Am înțeles. Sunt izolate cazurile acestea, nu sunt foarte frecvente, nu sunt toată ziua, dar atunci când sunt amenințătoare de viață. Am înțeles. Cum putem să recunoaștem un șoc anafilactic? Suntem la o ocazie, o onomastică, și se servește salată de fructe cu kiwi, pentru că tot am vorbit despre lucrul acesta. Vedem că este rău cuiva. Sau pește. Da, sau alt. Da, sau alt aliment. Pot să apară o serie de manifestări, să spunem, cutanate. Ordinea nu este ca în carte, tot timpul. Uh-huh. Pot să apară întâi manifestări sistemice, cu prăbușire de tensiune, cu lipotimie, dar de cele mai multe ori apar manifestări cutanate și mucoase. Pielea se înroșește ca și când ar fi urzicată, leziuni pe tot corpul, se umflă buzele, poate limba, ochii apar injectați, pentru că este o congestie acolo. Așa începe să curgă nasul, apoi pot să mai apară manifestări respiratorii, spuneam, de bronhospasm, adică omul nu mai poate să respire, sau șuieră, începe tuse, manifestări digestive, diaree, greață, și culminând cu scăderea tensiunii arteriale. De fapt, definiția de anafilaxie sau șoc anafilactic este prin această componentă esențială, șocul. Șocul care înseamnă, prin definiție, scăderea tensiunii arteriale. De multe ori vin pacienți și spun, am avut un șoc anafilactic la, nu știu, la o substanță sau la un anumit aliment. Păi și povestiți-mi un pic contextul și ce s-a întâmplat cu dumneavoastră și cum era tensiunea. Păi tensiunea cum să fie? Tensiunea era mare. Păi cât de mare? Era 15 sau 150 mm mercuri. Păi tensiune 15 nu prea e șoc aici. Am înțeles. Este oportun să avem, nu știu, undeva o trusă de urgență, dacă, mai ales dacă știm că avem anumite alergii, suntem diagnosticați deja?
Desigur, pacienții care au un istoric de anafilaxie severă sau amenințătoare de viață, care au un istoric de reacții la, nu știu, la medicamente, care au avut un istoric de angioedem, inclusiv cu localizare de gravitate, angioedemul aici în gât și nu mai poți să mai respiri, au din partea noastră și o schemă de urgență și o trusă de urgență. Sunt câteva medicamente pe care e bine să le aibă la îndemână și ei sunt instruiți cum să le utilizeze, care este ordinea lor de administrare. Trusa aceasta de urgență o pot lua cu ei, o pot avea acasă, o pot lua în deplasare, o pot lua, nu știu, când pleacă în concediu. Și ori de câte ori apare o situație, pot să intervină. Dar noi ne mai întâlnim și cu o anumită situație. De multe ori, când încredințez unui pacient o trusă de urgență și el, să spunem că își ia un medicament nou, asimilează situația aceasta cu frică. Vai de mine, sigur voi face o reacție. Și dacă este o reacție alergică, de cele mai multe ori suntem persoane normale și trebuie să abordăm normal lucrurile. Nu de fiecare dată orice substanță medicamentoasă pe care trebuie să o administrăm va declanșa neapărat o alergie. Uh-huh. Și dacă un pacient se spune că este alergic la amoxicilină, nu neapărat va face alergie și la, nu știu, un alt medicament din altă clasă, la o ciprofloxacină, nu știu. Dau un exemplu. Sau o persoană care este alergică la, sau a făcut la un anumit moment o reacție la substanța de contrast pentru o investigație imagistică. Nu e obligatoriu reacția respectivă să fie alergică și de multe ori ne întâlnim și cu situația aceasta. Pacientul este limitat în a face investigații și o investigație completă cu substanță de contrast și face doar un CT nativ, fără substanță de contrast, care limitează diagnosticul, uneori incorrect. Am înțeles. Este posibil ca o persoană care suferă de o alergie la o anumită substanță, în timp să dobândească toleranță la substanța respectivă și să nu mai dezvolte, să nu aibă reacții alergice? Da, este posibil și lucrul acesta. Deci organismul uneori poate cunoaște o dinamică. Organismul cunoaște o dinamică și spuneam, dacă copiii au mai frecvent anumite afecțiuni și undeva spre adolescență sau spre vârsta de tinerețe, se mai liniștesc lucrurile, apele. La fel și pacienții adulți pot să devină toleranți pentru anumite substanțe. Am înțeles. O penultimă întrebare, sau, mă rog, suntem pe finalul emisiunii. E posibil ca o persoană care este alergică la o anumită substanță, în timp să dezvolte alergii și la alte substanțe? Dacă tot am vorbit de cartofi, mai la începutul emisiunii, în timp să dezvolte alergie și la kiwi, că am vorbit și despre una și despre alta. Da. Într-adevăr, o persoană care are o sensibilizare pentru anumite lucruri, în timp poate dezvolta și alte sensibilizări. Eu m-aș lega mai degrabă de sensibilizările la alergenele de mediu. O persoană care are, să zic, sensibilizare pentru polenul de graminee, poate în timp să dezvolte și sensibilizare pentru polenul de arbori, pentru burienii, cum sunt artemisia, ambrozia și alte lucruri, sigur. Am înțeles. Ce soluții terapeutice sunt sau au la îndemână pacienții care suferă de alergii? Suntem în anul 2023. Avem, slavă cerului, foarte multe variante de tratament pe care le putem aborda pentru pacienții noștri alergici. Pentru pacienții, să spunem, cu patologie respiratorie, cu rinite, astm alergic, putem avea pe lângă tratamentul de bază al bolii, tratamentul simptomatic sau patogenic, putem să avem tratamentul specific, care se adresează cauzei, și anume imunoterapia sau vaccinurile alergice.
de fapt, sunt extracte de alergeni în sticluțe stabilizate, da, pe care noi le administrăm în concentrații progresiv crescătoare, astfel încât pacientul să devină tolerant. Se face pentru o perioadă mai îndelungată, nu putem administra doar o singură injecție sau o singură pastiluță și gata, am rezolvat problema. Imunoterapia este de cursă lungă, între 3 și 5 ani, dar există șanse, există speranțe pentru pacienții aceștia. La fel și pacienții care au sensibilizare la veninul de albină sau de viespe. Și pacienții aceștia pot să beneficieze de imunoterapie. Pentru pacienții care au probleme cu medicamentele, există desensibilizare și pentru medicamente. La finalul emisiunii, aș vrea să ne ajutați cu două lucruri. Înainte de o concluzie, un doilea lucru, cum putem preveni alergiile? De toate felurile. Întâi și întâi fac un apel la viața simplă. Consumul de alimente simple, așa cum găteau bunicii noștri, pentru că utilizarea diferitelor produse cu aditivi, cu conservanți, cu tot felul de substanțe din acestea care condimentează la propriu și la figurat, pot să ne aducă un dezavantaj, un non-beneficiu. De asemenea, prevenirea sau stoparea alergiilor prin consult la timp la medicul specialist, diagnosticarea precoce și găsirea de soluții alternative. Dacă mă știu alergic la, să spunem, la anumite antibiotice, nu voi folosi din gama respectivă, dar pot să găsesc alternative pe alte linii de antibiotice. Cu substanțele de contrast la fel, cu anestezicele, o persoană care este alergică sau a făcut la un moment dat o reacție la substanțele care se folosesc perioperator, asta nu înseamnă că nu va mai avea șansă pentru o intervenție chirurgicală, pentru că vor apărea tot timpul reacții. Se face testare și putem să vedem soluții alternative. E o veste bună, cu această veste bună încheiem emisiunea de astăzi, și anume că există soluții chiar și pentru persoanele care dezvoltă alergii la medicamente. De asemenea, persoanele care se știu cu alergii alimentare sau de altfel, este bine să evite acele substanțe. Și mai spuneați încă un lucru, un stil de viață sănătos, per ansamblul lui, ne ajută să luptăm și cu aceste evenimente nedorite din exact. Viața noastră. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mare drag! Dragi prieteni, iată-ne la finalul acestei emisiuni și aș vrea să închei așa cum ne-am obișnuit cu un pasaj din Cartea Sfântă, un pasaj din Cartea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca mângâiere. Din nefericire, atunci când vorbim sau când avem emisiuni despre sănătate, vorbim despre lucrurile care ne dor, nu despre cele care nu ne dor. Pentru că trăim într-o lume a durerii, a suferinței, a necazului și am dorit să facem în așa fel încât durerea aceasta să fie ținută cât mai departe de noi și nimeni să nu avem evenimente neplăcute în viața noastră. Când Dumnezeu a creat lumea noastră, l-a creat pe om perfect, desăvârșit. Chiar și din punctul acesta de vedere, nu existau nici alergii, nici reacții nedorite la ceea ce a făcut Dumnezeu. Datorită păcatului, în lumea noastră a intrat nu doar răul moral sau spiritual, ci a intrat și răul fizic. Și de atunci, la diferite substanțe, organismul nostru începe să reacționeze cum nu am dorit. Vestea bună pe care vreau să o citesc din Sfânta Scriptură este că lucrul acesta nu va fi la nesfârșit. În ultima carte a Bibliei, în penultimul capitol, în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1, spune așa: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Dumnezeu va reface pământul.
Versetul 4 spune așa: pe acel cer nou și pământ nou, El, adică Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și acum atenție! Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Eu cred că în acești termeni își are loc și alergia. Vom trăi într-o lume în care vom uita de ceea ce este rău, inclusiv de alergii. Haideți să ne pregătim pentru lumea aceea și haideți să avem grijă și acum de sănătatea noastră. Până data viitoare, vă doresc numai sănătate și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. La revedere!